de multe ori se întâmplă ca rudele să se certe între ei, fiindcă nu pot împărți o casă sau o bucată de pământ lăsată drept moștenire. Toate astea se întâmplă fiindcă cineva nu a avut grijă la timp să lase în scris ce și cui se cuvine. Cunoaște ce este un testament? Nu știu. Este un document pe care o persoană își organizează lucrurile după moartea sa. Testament, ceva care se lasă ca moștenire cuiva. Ce putem lăsa ca moștenire? Ceva, niște cărți sau ceva lucruri materiale sau, de exemplu, eu știu, niște valori morale. În viață, unii pot aduna averi, alții mai puțin, dar toți deopotrivă au grijă să lase ceva urmașilor. Testament e legat de proprietate, ceea ce înseamnă că omul o viață întreagă dobândește aceste proprietăți și atunci când consideră că s-ar putea aceste proprietăți să le valorifice altcineva decât cel care el dorește, el ajunge la concluzie să lasă un testament. Testament se lasă pe toate bunurile mobile și imobile, inclusiv pe lucrări de creație, etc., etc. Prin testament, persoana se identifică sau mai degrabă lasă aceste proprietăți unei persoane concrete. Testamentul se poate înregistra sau oficializa în fața unui notar sau în fața secretarului Consiliului Municipal. Și anume, pleacă persoana la notar, fără prezența celui căruia lasă testament și prin voința proprie scrie cui lasă acest testament. După aceea, notarul verifică dacă se află în toate capacitățile mentale și după ce au verificat, persoana respectivă scrie acest testament. Ca să nu se ajungă la certuri și neînțelegeri, e bine să consultați un specialist. La ce se poate ajunge dacă cineva nu și-a făcut testamentul? Eu cred că la foarte multe se poate ajunge. La faptul că rudele se pot certa, la faptul că rudele nu pot să împărțească lucrurile. Dacă educația e bună, se ajunge la bine. Dacă educația e rea, vă dați seama la ce se ajunge. Fiecare trage la el. Dar dacă persoana așa are grijă din timp să împartă, eu cred că se ajunge și la un numitor mai bun. Deci este ok să facă omul testament pe parcursul vieții? Eu cred că nu, asta nu că este ok, eu cred că ar fi obligatoriu să fie făcut. Pentru că asta este pur și simplu organizarea vieții și a bunurilor care omul mai departe nu o să mai poată să le administreze. Eu cred că este un lucru necesar. Știu că la mine în familie a existat acest document și încă există din partea bunicilor pentru nepoți și pentru copii și cred că este ceva normal. Nu putem cunoaște toate legile, de aceea e bine să ne informăm din timp. Testamentul poate fi anulat la orice moment. L-a scris, de exemplu, la un ficior sau la o fiică testamentul, se răzgândește, pleacă și îl modifică sau, în general, renunță la testament. Deoarece omul este o natură subiectivă și poate deciziile lui să fie influențate de unii factori externi, fiindcă nu s-a comportat cum trebuie fiica sau ficiorul, fiindcă ruda cutare nu este morală sau duce o viață amorală și pentru a nu consuma proprietatea pe droguri sau pe țigări și băuturi, ci mai degrabă lăs testament toată averea mea la o casă de copii sau la o instituție preșcolară și nici de cum să ajungă în proprietatea unei rude care nu este demnă de a o consuma. Dar, stimați telespectatori, nu încurcăm noi testamentul cu moștenirea legală, fiindcă testamentul poate fi lăsat oricărei persoane, rude, nerude, iar moștenirea legală, aceasta se referă numai la persoanele care au legătură de rudenie cu celui cu care aparține proprietatea. Odată, un moș s-a prefăcut surd și a schimbat de câteva ori testamentul. Cu alte cuvinte, ca să nu ajungeți subiect de anecdote, aveți grijă din timp ce și cui lăsați.